Salvenius și bine ați venit la un nou episod de Euro Truck Simulator 2 pe barbă neagră! Fraților, vreau să încep cu mulțumiri speciale tuturor sponsorilor acestui canal pe care avem aici adăugați jos. Datorită vouă pot eu continua aici treaba și posta atât de des. Așa că vă mulțumesc din suflet și în momentul de față mai avem 35 de kilometri până ajungem la destinațion, unde vom lua 30 și ceva de mii. Euros. Sunt pe sărăchie în momentul de față, minus 121 de euros. Băi, eu bă, care odată eram pe bines financiar, în momentul de față sunt la colaps financiar, uite-te și tot, dar nu mai am mult, nu mai am mult. Stau prost cu de toate în momentul de față, oboseala îmi este la zero, sunt pe roșu, nu în sensul ăla, și ar trebui să dorm pe undeva pe aici și știu că se poate scoate simularea de fatigue, de oboseală din opțiune, dar îmi place să joc cu ea. Și de asemenea, nici cu motorul nu sunt foarte bine. Adică, bine, mă mai ține pe mine un picuț, dar nu, cine știe ce. Și acum, ia să vedem, intrăm aici. Cordoba, nu intră în firar. Să fie și eu trebuie să ieși pe aici. Oare stai așa să văd dacă pot să ies în față? Oare pot să mă duc în față? A, păi da, oricum trebuie să... A, mă întoarce picolea așa. Și aș putea să și dorm, dar dacă dorm... E foarte, foarte posibil să ajung târziu. Oare pot să iau în spate? Mamă, cât de... Ok. Ok. Știi ce? Să încerc eu o chestie pe care mi-o doresc de foarte mult timp și anume să testez dacă luminile astea fac o diferență. Ia să vedem aici. Dar oare... Da. Au făcut? Da, m-au făcut o diferență. Mai testăm treaba asta. Vreau să o mai testez. Mi se pare mult mai luminos, dar s-ar putea să fie un miraj dat de pereții ăștia albi din jur. Eu sunt foarte nebun cu lumina, deci nu suport întunericul. Vreau cât mai multă lumină cu putință. Așa că clar, atunci când am posibilitatea de a pune cât mai multe lumini pe track, o voi face, deci sunt atât de nebun cu lumina. Bă, n-am ce să fac, trebuie să mai duc un picuț încoace, că dacă m-am încătă în cur aici, să nu mă uit, am omis ieșirea. God damn it. Și nici nu prea am permis cine știe ce de timp, știi? Mă, dacă trafic acum noaptea, holy shit. Și da, am eu acel mod care mărește traficul, dar totuși, fratele meu, adică ar trebui să ținem cont totuși că e noapte. Se pare că nu prea. Se pare că nu prea. Ușurelus. Ușurelus că dacă o îmbulinăm aici. Da, mă gândeam acum dacă să dorm sau nu și cred că n-am să dorm pentru că mie că după aia îmi dă că am ajuns târziu la misiune și nu prea vreau să mă risc pe treaba asta. Asta e un roșel? Și apare. Asta ce e? Ciudad Real. Păi am intrat în Ciudad Real, aici trebuia să ajung. Trebuia să ajung lângă Ciudad Real? What the fuck? Misiunea mea spunea că trebuie să mă duc la Ciudad Real. Hai bursane, bagă tare, ieși acolo. Așa, tati. Bun, o să o fac pe asta. Da, știu că s-o obosi, lasă-mă în pace. Opa, ieșim pe aici? Zim pe unde să ies. Ce mă enervează că mi-apare mesajul ăla acolo de fiecare dată. Mi-aș fi dorit să scot, nu simularea de oboseală, ci de fapt mesajele din GPS. Care chiar sunt enervante. A, și ia bă, tata, hai că nu mai avem mult. Am mai făcut distanța asta încă o dată. Bă, asta este, oricum, mă consolez cu bărișorii pe care o să-l iau. A, da, și după aia vreau să mă uit să văd ce mai fac angajații mei. Salutare, bărsane, salutare. O să-l închidem, că se pare că-i orbim pe ăștia aici. Mă, și totuși nu-mi dau seama bine. Eu am... Ok, tot în față. Like, eu am luminile aprinse, doar că nu par cine știe ce de luminoase. Mă așteptam totuși la... Da, mi se pare așa. Ia stai un pic. Stai așa. Deci, țineți minte treaba asta, da? Deci, cum se vede acum. Și acum le voi dezactiva. Ok. Pe la fel. S-ar putea să nu facă mă ceva, că normal când le aprind aici... De ce îmi schimbă camera? Când le aprind aici ar fi trebuit să se schimbe cumva, nu? What the fuck? Și, a, exact, vreau să văd dacă e real time, știi? Și se pare că este real time. Păi vezi, numai așa și ar fi trebuit să-mi dau seama. Uite, additional illumination. Păi de unde? Că nu există. Nu am așa ceva, e doar estetică. Oh. Sunt foarte dezamăgit în momentul de față.
faptul că nu am lumini extra. Nu am lumini extra, bineînțeles, funcționabile, evident. Așa eu le am și se văd bine din față dacă te uiți. Dar doar atât. Oh, man. That kind of sucks. Ce lumină? Ok, ce am eu la... Ah, mingea de la Rocket League la oglindă. De acolo am luminile alea. Ce tare. Fain că e iluminată. Bun, hai să-i dăm aici, bice. Lasă-mă să... Nu vrea, nu vrea să mă lase. E, asta este bursane. Mamă, mi-a mai luat acum. Minus 521. No, asta este. Sunt prea entuziasmat de a termina această misiune, așa că trebuie să mă mai bag în fața oamenilor. Nu am ce să fac. Asta este. Conduc în momentul de față ca un Craiovan, pentru că e musai să ajung la sfârșit și doar problema mea contează. Atâta. Restul sunt probleme digitale, pur și simplu. Bag them. Sunt curios aici de ce nu-mi zice Ciudad Real, pentru că... A, uite aici îmi zice. Eu am fost mai devreme la Ciudad Real și nu înțeleg de ce... Îmi zice Ciudad Real în două părți. Da, o fi, s-o întinde așa, pe mai multă zonă. Mi-e gândescus. Stai așa că presimt acum că o să mi se închide ecranul, văd că mi s-a închis pe margini. Ok, avem limită de 50 aici. O să o respect așa, un pic mai pe la 70. Băgăm aici? Aici băgăm, ok. Bun. Și-am ajuns. Am, cu bine, cu rău aici, uite-mă că sunt la final de cursă. Așa, tati. O să fac o parcare de aia nesimțită pentru a lua maximum de puncte. Să mai încrească și mie experiența aici, pentru că sunt încă pe... Sunt încă pe rankul ăsta de novice, așa știu, alea, că... Aici intru eu cum vreau? A? Se pare că da? Ok. Ia să vedem aici. Bun, spune-mi unde o vrei. Trebuie să vin cu fața, după care întorc cu spatele. Mamă, mamă, ok. E o lecușă dificilă asta. Deci e o leacă dificilă, stai așa. Păi, dar nu știu dacă am cum să mă bag. A, mă bag de afară, de pe stradă. Păi ce a făcut Bobiț? Asta e chiar ușoară. Fii atent. O luăm de aici. Ideea e că nu prea văd în oglinzi atât timp cât e noapte, știi? Așa că o să trebuiască să o fac pe asta grea. Da, mă, luminile astea extra chiar nu fac nimic. Sunt foarte dezamăgit de treaba asta, sincer. Eram atât de entuziasmat când le-am pus, am mai dat și banii pe ele degeaba. Și acum faptul că sunt inutile, adică îmi dă un sentiment așa de chinezărie, știi? Like, zici că mi-am luat niște chestii așa de... Niște apțipilduri pe care mi le-am pus pe mașină, doar așa ca să arate puțin mai șmecherește. Și asta e foarte nasoală treaba. What? Am luat amendă că n-am dormit? Ok, bine. Așa că acum văd aici și mă descurc mai bine dacă mă uit. Stai. Uite, acum, de exemplu, nici nu dau în spate. E doar gravitația care mă duce. Uite-te și tu la perfecțiunea asta. Oh, shit, mi s-a închis ecranul. Mi s-a închis ecranul. Dar dacă nu adorme ăsta aici la volan, spăbines. Hai să vedem cum l-am pus. L-am pus absolut perfect. Absolut perfect. Bun. Îi dăm un T aici, decuplăm remorca și avem 904 km parcurși. What? De ce doar atât? Mi-a luat pe undeva bani? De ce ține minte că aveam 30 de cala asta? Cum 11.000 de euro la 904 km? What? S-a întâmplat ceva aici. S-a întâmplat ceva ce nu trebuia să se întâmple. Am mers 12 euro doar pentru 11.000? Really? Mă rog, 15 aici, că mi-a dat și mie niște bonusuri. Fuck me, dude. Hey, putem să deblocăm un alt ăsta. Să luăm un ADR. Aș putea să iau fragil. Hai un ADR, că n-am luat până acum. Da, fuck it. Hai să luăm un ADR. Să vedem dacă ne deblochează mai multe remorci. Foarte mișto. Bun, acum. Am început pe John Market. Hai să vedem ce fac ăștia. Asta e driver manager. Ia să vedem.
Așa, Ian și Tim. Îl avem pe Jean aici, care se pare că ne-a făcut 1800 pe zi în ultimul timp, ceea ce este în regulă. S-a perfecționat omul pe cursă lungă, se pare. Și în momentul de față e tot pe Barcelona pe acolo. Ar trebui să mai iau și un garaj pe undeva, nu? Dar n-am bani, n-am bani. Așa, și băiatul ăsta al meu e just in time, se pare, că e acolo așa. Hai să-i pune și lui tot long distance pentru a mări aici. Aici deocamdată nu avem nimic făcut. De ce oare? Ăsta stă. Ok. De ce stă? On duty spune, dar nu spune pe unde. Curtain cider, boric acid, Barcelona to Cagliari. La Cagliari, oh, 11 ore. Ok, asta înseamnă mult. Asta înseamnă foarte, foarte mult. Așa, eu sunt în momentul de față cu Scania care are 911 km și prima mea mașină, DAF-ul, are 9262. Vă menționez asta pentru că mai mulți dintre voi m-ați rugat să vă arăt în joc, bă, câți kilometri are, sau de fapt au track-urile mele. Nu-s foarte, adică nu-s foarte conduse. Și Mercedes-ul are 7200. Cu ăsta am mers eu cel mai mult. Bun, vamonos pe Joe Market în momentul de față. Avem Fright Market și ia să vedem ce avem noi de aici, de la Ciudad Real, care sper să ne dea niște lucruri interesante. Avem subțire, boss. Oh, ce, what the fuck, e turbina de vânt asta. E ceea ce, e partea de sus a unei eoliene pe care vin după aia trei elice, nu? Ce tare, foarte mișto. Portolano, ăsta e, să vedem aici. Tank de rezervor de 27, ăsta e tare și mergem pe United Kingdom. Și o să trebuiască să mergem foarte mult. Bă, nu știu ce mi-au scăzut banii aici, deci pe cuvântul meu, acum nu mai dau ăștia foarte mulți bani. Pe misiune. Por qué, man, por qué? Ce mă supără treaba asta. S-o luăm pasta. Aș putea, uite, să iau și pasta și mergem pe Portugalia. Din Portugalia ne găsim lucruri interesante. Dar la 15... Și turbina asta, opa, turbina duce în Almeria. Fuck it, voi lua turbina, pentru că mi se pare interesantă. Da, îi punem aici pe turbină, dar înainte de asta, nu am la misiune, așa că pot să mă duc să dorm foarte liniștit. Hai să punem aici totuși GPS-ul pentru a dormi. Eu voi face la dreapta și voi... păi de aici am tot. Super, genial. Sper să mă mai țină somnul să conduc până acolo. Am foarte mult, gata, mai luat o amendă. Pentru că nu am dormit, firar să fie. Încerc să mă grăbesc, am un stop aici, dar fiind întuneric, adică e puțin trafic pe aici, asta vreau să zic. Mansoaleș, îi dau tare. Hați. Îi dau după aia dreapta. Mamă, dacă mă lovește ăsta cu un somn. Nu! Bagă-te, bagă-te, bagă. Wow! Stai un pic. Nu pot să intru pe aici? What the fuck? Ok. Hai că mergem, se pare, și pe pământ. Gata, am dat asfalt. Mamă, ce urât a făcut pe pământ. Holy shit! Pază lungă, baby. Ok, vamonos! Da, că trebuie să fiu foarte atent aici. Pentru că Scania asta tinde să bage viteză foarte tare. Și pe mine mă cam ia valul. Și da, ori dau un oameni, ori în parapet, ori mă răstor. Ori toate. Mamă, cât am... Și am dat amendă așa, odată la 2 minute, faptul că nu dorm. What the fuck? 50 de kilometri pe free roam, ok. Se pare că avem aici extra punctaj la experience. Și da, înainte să iau misiunea, acum mă duc să dorm. Sper să mai fie disponibilă totuși cursa. Dacă nu e, n-am. Opa, ba da, pe aici, pe aici, pe aici. Pe aici era. Pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Stai așa. Mi s-a părut, nu știu, mie, mi s-a părut mie că nu era pe acolo, știi. Ma. Fii tu atent ce am făcut aici. Hai bărăsăneală, traci, traci. Mai de cap. Oare pot să trec pe... Scuze. Știi cum o să fac aici? Cred că reușesc mai mult dacă mă voi întoarce. Oh man, nu pot să cred. Știi ce? Hai să-i lăsăm pe ăștia. Pachet, hai să-i lăsăm pe ăștia să treacă și după aia tot așa voi da cu spatele. Mamă, ce de trafic! Regret acum că am băgat modul ăsta.
Hai băieții mei, hai. Doamne, ce de trafic. Mama, și mai merge 68 de km dacă nu dau acum cu spatele. Holy shit. Uite-l pe ăsta aici, îl vezi ce vine? Oare dar mine? Nu, mă așteptă, mă așteptă. Merg pe 2. Că observ că nu-i nimeni aici. Îi dăm bice. Trebuie să merg foarte puțin, aici cine știe ce. Nu, nu te băga, nu te băga, nu te băga, nu te băga, nu te băga. Stai. Aproape am întors, what the fuck. Gata, gata. Gata. Sunt bine, sunt bine. Bă, da, portofelul ăsta cam dă emoții, sincer. Eu mă gândesc că trebuie să conduc pentru a-mi crește bugetul firar să fie de hamar. Ok. O riscăm, fuck it. Am riscat-o acolo. Uneori în viață așa trebuie, trebuie să o mai și riști. Nu și în trafic, nu și în trafic. Îmi permit aici pentru că este un joc totuși. Dar de obicei nu mă bag. De fapt nu că de obicei, ci niciodată nu mă bag așa. Ok. Intră pe aici? Nu, nu intră pe aici. Că nu e de intra pe aici. Să simtăm și noi pe la benzinărie. Și pot tot aici să dorm? Da, se pare că da, ok. Se vede, mă, că mi-e somn. Adică, în joc cumva, joc și în real, ca și cum ar fi somn, știi? Așa, tati. Ala e. Bun! Dă-mi full vreau. Full maxim posibil. Așa, mă, după aia să plecăm și noi. E altceva, mă, e altceva. Eu știu când plec în realitate pe oriunde, îmi place să am mașina spălată, să o am curățată, aspirată și rezervorul plin. Bă, e altceva, mă, e alt sentiment. Așa, și pot să dorm în stânga, se pare. Hai să luăm faza lungă. Cât am plătit? Mai am 11, ok, bine, mersi. Deci am parcat la Berline, a? Da, am parcat la Berline, la mașini mici. Se pare că nu mi l-a luat, trebuie să parchez în dreapta, unde sunt locurile de tracuri. Uite aici. Ala era sigur. Bun! Și după aia mergem la misiune. Ala-i, mă, bună dimineața, soare! Ia uite, mă! Vamonos! Acum, dacă mai apare și mie pe GPS, mamă, mamă, ce frumos ar fi. Bă, dar arată în mare fel scania asta, cum am făcut-o eu aici, mă. Bă, arată frumos. Arată foarte frumos. Opa, opa! N-am voie să o iau pe aici? Ha. Hai să dăm așa cu spatele frumos și alos. O să iau tot pe aici. Înseamnă că am intrat eu greșit, mă, trebuia să intru așa, ok. Am intrat eu greșit, că eram disperat azi noapte ca să bag aici niște motorină. Și asta s-a întâmplat. Bun, la giratoriu facem la dreapta, la stânga de fapt, pardon. Bun. Și după aceea tot în față. Bun, perfectos, hey, salutare! Nu, no, nu mă claxonează bossul. La Vestas se pare că trebuie să mergem. Să vedem dacă mă lasă ăștia. Salve domnul Iveco. Mustang, ok, bun. Opa, opa, am intrat aici. Mea, ieșirea de aici o să fie nasoală. Păi nu mă lasă intru. O să insist mai mult, lol, ok. Păi mi-era frică că dau în garci Dumnezeului. Bun, și acum în stânga, really? E prima dată că vin aici, n-am mai fost până aici niciodată. Ok. Aici? Really? A, o am pe asta pregătit, păi și-o iau? Ha. Păi da, nu am. Unde are, mă, ăsta punctul de intrare? L-am omis eu cumva? Este un pic. Nu, o să fix unde trebuie. Fright Market. Stai așa că poate nu mai fi niciun job, știi, mă gândesc. Uite-l aici, la Vestas. Asta e. GPS. Ok, în
spate, mi-arată acolo. Normal ar fi trebuit să mai apară. Dar nu înțeleg de ce nu o face. Aici ar fi trebuit să fie. What? Ce s-a întâmplat? Bag un save, că nu se știe niciodată. Deci normal și normal, aici trebuie să mai apară intrarea. Nu e. Ok, hai să mai căutăm pe aici. Deci chiar nu înțeleg. Aha, uite acolo, oh my god, really? Gata, am văzut-o, am văzut-o, am văzut-o. Păi am zis că mă plimb prin curte pe aici până când îmi dau seama unde e. A, păi da, mie nu mi-a arătat asta la intrare. Ori am omis-o, dar miram așa. În fine, în fine. Mă bucur totuși că am aceeași cursă. Așa, sau pe asta avem 13 și asta duce la Sevilla. Nice. Și asta duce în sus la Burgos. Asta are GPS, ok. Pentru asta luăm niște lucruri extra. Data asta e mai bine plătită per kilometru, avem 33 la asta. Oh, fuck it, o să iau pe asta că e distanța mai scurtă. Și aici avem totuși... Cât avem aici? 357 de kilometri pe care îi fac imediat și aici avem 433. Deci avem totuși 3 euro plus per kilometru. 3 euro practic și vreo 15 cenți. Așa că pe ăsta l-o voi lua. Îmi place. Așa, bun, și acum îți dăm cu spatele. Unde ești? Ai, în partea cealaltă. Deci e aici? Aici? Nu. E și mai în spate, what the fuck? E deci în partea asta, cealaltă două... A, e ăsta mare, ok, 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 ok. Bun. Nu, da! Oh my god! Oh my god, ce era să o pățesc acolo! Ok. Aia a fost. Iau-te-l pe Bârsan! Aute-l! Frumos, frumos, îmi place, îmi place, îmi place, îmi place. Bun! Vamanos! Stai, 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 pe stânga ieșim? Mie mi-a dat aici că pe dreapta. Bă, nu știu, e foarte dubioasă treaba asta cu... încăperea asta aici. Deci, garajul ăsta, ce e, nu știu, instituția asta e foarte dubios plasată. Da, pe aici mi-a arată că trebuie să ies. Deci avem o remorcă foarte, foarte lungă, mai lungă decât am cărat eu până acum. Ok. Deci o să trebuiască să o iau foarte larg pe asta. Facem stânga pe aici. Ca și accelerație, bă, o văd destul de bine. Adică nu se simte foarte mult greutatea. Bine, și Scania mea e potentă. Dar chiar și așa, nu e totuși upgradată la maxim, știi? Aici va trebui să fac la stânga. Deci ne încadrăm pe dreapta. Bun, hai să vedem de aici cel mai bine. Dreapta nimic, stânga vin toate, fii atent. Ma. Ma. Nebunie ce e aici. Așa. Hai să intrăm un pic așa la, să măcar să blochez prima bandă. Gata. Trebuit că altfel dădeam o mașină. Bun, și o luăm pe aici la dreapta. Ok, sunt bine. Sunt bine. Mamă, dar e... Ma, trebuie să mă obișnuiesc că remorca asta. Ok. Acum e partea nasoală, știi, până când voi intra pe autostradă. Că după aia o să fie destul de simplu să merg tot în față. Și avem un stop. Avem un băiat care vine. Ok, trebuie să eliberăm zona asta. Fai de capul meu ce de trafică, mor. Deci mor. Uite-te și tu. Uite-te și tu. Trebuie să fac o poză aici. Gata, mi-am făcut poza.
Și aștept și un băiat bun aici care să mă lase să... să mă mărgesc. A, asta intră mine, fii atent, e și cu Skoda. Ma. Ai de viața. Ok, foarte, foarte dificil cu remorca asta. Fuh! Gata, ok, mai am ultimul viraj și voi intra pe autostradă. Asta e la 90 de grade, așa că va fi destul de dificil. Fix asta de aici. O să iau lipit de balustrada opusă. Gata, fraților, am intrat în momentul de față pe autostradă. Nici n-a fost ușor. Nici nu a fost ușor. Și avem 350 de km pe care o să-i parcurgem destul de rapid. Băiatul ăsta mă lasă. Ok. După care ne mai luăm și noi niște bănișori. Pac, și suntem cu alea așa aproape. Bun. Atât pentru azi, fraților. O să parcurg eu distanța în mare parte offline și ne întâlnim data viitoare cu o nouă cursă. Până atunci, o seară frumoasă să aveți în continuare și v-am salutat. Opa!